Marilu, și astăzi vă voi povesti o experiență destul de recentă din viața mea, foarte impresionantă și extrem de interactivă, și anume cum am fost eu la casting la Bravo Estil, și nu, asta nu e un clickbait. Nu e un clickbait, cum multă lume spune că fac de obicei. Câțiva dintre voi m-au întrebat ce e cu chestia asta de aici. Și da, asta sunt eu când am făcut o reclamă pentru un brand. Alții ajung pe Vogue, eu ajung perete la mine. Acum hai să începem cu storytime-ul ăsta, pentru că abia aștept să vă spun cât de mișto și de superficial e totul la castingul de la Bravo iStyle. Ups, deja am dat un mic spoiler, mai bine tac. Dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil că știți că moda, fashion-ul, deci hainele implicit, sunt printre cele mai mari pasiuni ale mele. Eu investesc cam toți banii mei în haine, am un fashion blog. E, apropo, verificați descrierea, acolo o să găsiți blogul meu de fashion. Foarte multă fashion în acest monolog al meu. Dacă citeți reviste de modă, mă uit la fel de fel de emisiuni, mai mult din afară totuși, nu de aici, de pe la noi, pentru că calitatea show-urilor de la noi din țară nu e chiar pe plagul meu, adică mi se pare că e foarte mult circ. Părerea asta o aveam și despre Bravo iStyle, da? Știți că se difuzează la canale, unde de obicei știu că erau doar seriale cu turci, nu știu cum naiba au început să apară românii pe acolo. Ne-am ajuns așa, cam o dată pe săptămână să mă uit la... Și până la urmă am ajuns să mă uit cam des la fiecare gură de aer pe care o luam. Am devenit genul ăla de persoană căreia Elinca Vandic îi mulțumea la sfârșitul fiecare emisiuni că sunt alături de ei acolo. Chiar în stadiul ăla am ajuns. Te mai inspiră așa emisiunea asta dacă ai răbdarea necesară să fii atent la toate chestiile pe care le spun jurații, pentru că în majoritatea timpului doar tipele alea se ceartă și nu prea poți să înveți nimic de modă. Ca să te chemi așa la casting, a trebuit să completezi un formular online, întrebări tip oracol, gen cum îți vezi stilul personal. Da, cum plac hainele, băgați-mă acolo, am haine, uitați-vă pe blog, chiar le am, adică nu mint sau ceva. Bă, și ideea e că trecuse super mult timp de când am dat mail-ul ăla cu înscrierea. Deja credeam că gata, că sigur nu m-au plăcut, dar probabil că era ceva de la față, că nu, hainele chiar sunt ok. Bă, și după o lună și ceva mă sună una, știi că țipa așa în telefon, chiar era happy, era chiar mai happy decât mine, pentru că eu și uitasem că m-am înscris la chestia asta, v-am spus, trecuse mult timp. Și spunea, hei, felicitări, te așteptam nu știu când să fii la tine cu două ținute și nu știu ce. Avea vocea așa de pițică iată. Trebuia să mă prezint acolo cu cea mai bună ținută a mea. Ei bine, eu nu am doar o ținută pe care o consider cea mai bună a mea, ci am vreo 100, așa că mi-a fost destul de greu să aleg, dar am zis că, bă, să fiu și eu neam prost, că na, așa sunt eu neam prost, să-mi iau și eu ceva pe mine de designer, mă întreabă ăla ce e, să-i zic, e designer, frate. O să vă inserez pe aici o poză, pentru că singurele mele dovezi că am mai fost acolo sunt poza din Budă, pentru că mă pușeam foarte tare pe mine. Și aveam un fular de ăsta de blană, care era un albastru de ăsta electric, foarte mișto, chiar era o ținută care îmi plăcea. Bine, acum, sincer, au trecut ceva luni, acum nu mai place așa mult ținuta aia, dar pe atunci chiar mi se părea cea mai tare. Am ajuns acolo, prima oară când am intrat, erau, deci erau, frate, ca să mă exprim mai pe românești, erau mai piste, frate, eram ce drag. După aia mi-am amintit că Marilu e la o misiune de fete, sunt doar fete pe acolo, maxim cameramanii băieți, adică trezește-te, nu o să vezi niciun tip. Ok, trecând peste valul de piste care era acolo, bine, și eu printre ele, adică și eu sfata la ultima verificare, tanti șefa de pe acolo a venit la mine, mi-a dat un formular, tipo, chiar ok, foarte drăguț. Primul punct îngrijorător, acel formular. Băi, deci avea cred că 3 sau 4 pagini. Bă, mă așteptam să fie un formular de ăsta normal, că n-aibă, am completat atâtea formulare la viața mea. Mă așteptam să fie întrebări de alea de nume, prenume, adresă, adică să fie ceva cât de cât formal, adică să nu se bage în subiecte de alea, nu știu, tabu sau subiecte de alea scandaloase, pe care apoi să le comenteze la emisiune. În lumea asta a televiziunii, na, scandal. Și asta se vinde. Pentru că întrebările de acolo erau ceva de genul cine te întreține? Câți iubiți ai avut? Te întreține iubitul tău? Cât de bogat este iubitul tău? Băi, deci 3 pagini de întrebări destul de personale și parcă la mișto puse acolo, frate. Mai ales după ce am făcut modeling, chestiile astea mi se par super superficiale și urăsc superficialitatea. Dar asta e, mi-am făcut o rugăciune, am dat formular. Na, cu Dumnezeu înainte, nu? Altă cameră, unde trebuia să așteptăm ca să intrăm în fața unui juriu format din
trei persoane care se uită la cum suntem îmbrăcate, dar nu era același juriu care este la televizor. Nu prea se știa cine sunt, dar cert e că intrai acolo în cameră cu ei și avem un dialog cu ei. Iar acum bomba numărul 2 și anume camera aceea, unde așteptai să intri la jurația a 3. Băi, eu în momentul în care sunt într-un spațiu de ăsta public, îmi place în general să mă uit la persoanele din jurul meu și să le pun etichete dacă vreți, dar nu la modul ăla de nesimțită să nu mai vorbesc cu ei, adică. Dar pana mea, din comportamente, din etc., cam dai seama în ce tip de cetățeni se încadrează. Așa că, fiind în camera aia cu atea fete, vedeam grupuri de fete, erau prietene, s-au înscris împreună, eu eram cu mine. Grupul ăsta mare de fete se împărțea cam în trei clase, și anume clasa rățuștelor de dorobanți, și anume fetițe de alea cu acicialor în buze, care vorbeau cam așa și erau, hei fată, e rândul tău să intri. Grup era grupul fetelor normale, printre care cred că mă aflam și eu, zic, nu? Și a treia clasă, și anume clasa fetelor lor așa super înfumurate, plină de fiță și de arfe, care se uitau așa la tine și te judecau, mamă, deci efectiv fetele aruncau așa să geți în toată lumea, se uitau pe tine așa, te analizau, zici că erau așa un scanner de ăla, exact genul ăla de înfumurate pe care nu le suport. Bă, cred că am așteptat vreo 5 ore în camera aia, v-am spus că era un grupuleț de rățuște de dorobanți acolo, ei bine, una dintre ele, că erau prietene între ele, una dintre ele a ieșit din camera juraților, plângând, frate. Am dus la celelalte prințișoare și așa a început să le spună, fetelor, fetelor, știți ce s-a întâmplat? Oh, m-au făcut urâtă, m-au făcut urâtă. Bă, eu venea să spun de pe canapea aia, scuze-mă că intervin, dar nu jurații te-au făcut urâtă? Mă, da, te-au făcut urâtă. Și cer Diego, am nimerit în fața celor trei jurați. Au început să-mi analizeze fiecare detaliu și să aibă o față ca și cum s-ar fi uitat la o balegă lăsată în casa lor de vreo 5 săptămâni. Deci, efectiv, au început cu întrebări cretine și ei au început să-mi facă ținuta de căcat. Adică au luat fiecare item de pe mine, da? Fiecare piesă vestimentară și au început să o comenteze. Le-am spus numele designerului de la care era salopeta respectivă. Ei au spus, vai, doamne, nu ne vine să credem. Și designerul ăsta atât a putut să facă cu salopeta asta. Și ce e cu fularul ăla? Pare foarte ieftin, ai brană naturală. Și ce stare din picioarele tale? O, doamne, ești un dezastru vestimentar. Ușor, ușor m-am cam dezarmat pentru că am început să mă simt foarte prost. Kind of, pentru că frate, deja când toată lumea îți spune că ești îmbrăcat oribil și hidos, deja parcă n-a, știi cum e vorba aia, când doi spun că ești bea, te duci te culci. Bă, și cum am început să nu mai fiu așa tare în gură, ci că spun ăștia, se uită așa la mine și spun că, tu de ce ne asculți pe noi? Adică, de ce ne asculți pe noi? Cine crezi că suntem noi? Le-am spus că, băi, dacă vine o părere din partea unor profesioniști că ceva e greșit, na, poate ar trebui să schimb. Cine ți-a zis că suntem profesioniști? Noi suntem producători de la Canal D. Și de fapt ei erau producătorii de la Canal D care voiau să pună paie pe foc, deci să te enerveze rău de tot, ca să vadă cum reacționezi, să vadă dacă ești destul de bun ca să intri în tot show-ul ăsta. Pentru că evident, dacă te duci acolo și ești un înger care acceptă orice lucru rău îi se spune despre ținuta lui, nici dracu nu o să se uite la emisiunea aia și nu o să mai aibă rating, așa că evident căutau fete mai tari în gură. După ce mi-am dat seama de fapt de schemă, nu știu cum de nu mi-am dat seama înainte, trebuia să mă gândesc că e televiziune, în televiziunea asta se vinde. Mi-am adus-o pe o tipă care era undeva la camere sau oricum lucra pe acolo în backstage. Am îmbrăcat-o cu o bluză simplă, niște jeans și o pereche de Converse. Și juriul ăla mi-a spus că, uite, fii dură și comentează-o pe asta. Spune cât de mult nu-ți place ținuta asta, dă-i o bine și tare. Nu știu, știam efectiv cum să reacționez, pentru că săraca femeie mă simțeam prost să îi spun acum lucruri rele, că au luat-o nebunii ăștia să o fac eu de căcat așa, să mă bage în show. A, bluză simplă, albă, horror. Se purta acum 10 ani. Am început să mă întrebe dacă am iubit și ce lucrează iubitul meu și dacă e bogat și dacă mă întreține și de unde am atâția bani. Spus că da, ok, nu cred că o să te luăm, ne pare rău, ne vedem o zi bună. E funny, peste o săptămână am primit un telefon să mă duc la alt casting pentru că s-ar putea să fiu printre cele care o să participe la emisiune. Aceeași poveste, am stat într-o cameră cu toate fetele, după aia a trebuit să intrăm tot în fața lor. Aceeași poveste, au spus că ținutele sunt de căcat și cu materialul ăla de căcat, totul este oribil, îngrozitor. Eu deja eram super, adică pe bune venea să intre pe față frate, decât
scandal aveți nevoie aici, că da, scandalitate, nu e nicio problemă, dar măcar spuneți-mi. Aceleași întrebări de iubit, până la urmă a trebuit să ne comentăm și între noi, adică au mai adus vreo două fete cu mine și am început să ne comentăm toate între noi. Băi, și cert e că până la urmă am zis că nu pot să fac așa ceva, adică ok, ar fi fost mișto să merg la show, numai că totuși, ok, show-ul e okeiuț, dar... Imaginea ta se cam pătează cu căcat dacă te faci în alte cercuri. Adică pe bune mi-am dat seama că pot să mă promovez prin multe alte proiecte, nu trebuie neapărat la Bravo e stil. Pentru că până la urmă de aia merge toată lumea acolo, pentru că ba, cineva de acolo e blogger, toată lumea de acolo merge cu un scop, nimeni nu merge doar așa ca să... Cam toți vor să devină ori online influencer, ori ca să devină ulterior un brand, dar asta v-am zis așa o idee mai rapid. Bun, cam asta a fost povestioarea despre cum a fost la castingul ăsta cu Bravo I Still. Băi, nu am nimic cu emisiunea, adică să mă înțelegeți, eu încă mă mai uit. Adică pe bune, chiar am și niște preferate pe acolo. Într-adevăr, show-ul nu e regizat, numai că se caută fete destul de tari în gură și dacă nu ești așa tare în gură... Ești îmbrăcată nașpa, hai, mișcă-te, fără pe nimeni cu video-ul ăsta, eu sunt foarte transparentă cu voi, vă spun tot ce am în cap, sunt foarte sinceră. De ce nu merg la Bravo I Still, vă fac ce mișto mă îmbracă, nu știu ce, și vă mulțumesc mult de tot pentru chestia asta, înseamnă că chiar credeți că am stil. Și credeți-mă că este de ajuns să-mi spuneți voi că am stil, nu trebuie să mă duc în fața nimănui ca să mă afirm, mai ales că eu simt că am stil, eu știu că am stil, am stilul meu personal propriu și îl ador. În curând urmează Q&A-ul de care v-am promis pe canal. Nu uitați să verificați descrierea, acolo găsiți social media, dați-mi follow pe Instagram, găsiți blogul meu de fashion, Facebook, de toate. Așa că uitați-vă acolo și ne revedem la un alt video care o să fie postat curând. Pa! Ăștia au fost pupici în aer. Bine!